Cozile de la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale vor rămâne o amintire pentru contribuabilii târgujieni. În scurt timp, aceștia își vor putea plăti dările la stat de la orice unitate bancară cu ajutorul unui card. Mai mult decât atât, prin această modalitate pot plăti și impozitele pentru bunurile din alte localități ale țării. Este vorba practic de o operațiune de adaptare la ceea ce înseamnă nou și modern, pentru că și Direcția de Impozite și Taxe trebuia să permită plata cu cardul. Nu este vorba de o simplă plată cu cardul a taxelor și impozitelor locale, ci practic prin aceste operațiuni și aceste softuri noi pe care le implementăm în această perioadă, o persoană din Târgu Jiu sau din țară poate să-și acceseze toate bazele de date și poate să plătească orice taxă, orice impozit din toată țara. Dacă are o mașină înmatriculată în alt oraș sau dacă are o locuință în alt oraș, poate să o plătească la fel ca și cum ar fi o locuință de pe teritoriul municipiului Târgu Jiu. Programul va deveni funcțional cel mai probabil de anul viitor.